activitate astăzi, pe data 1 iulie, până pe data de 20 vom face pregătirea pe plan local, până iar pe data de 13-14 o să fie două jocuri de verificare cu echipa din Slobozia. Apoi echipa va merge în cantonament, unde mai sunt încă vreo 3 echipe, la Cheile Grădiște, unde putem să facem încă 2-3 jocuri de pregătire. Stadiul de pregătire, pe data de 30, când terminăm stadiul de pregătire, vom merge să facem 2 jocuri la Cisnădie, apoi jucătoarele vor primi 4 zile libere, pentru să rezolve niște probleme personale. Apoi venim și vom continua pregătirea aici și în fiecare weekend vom avea jocuri. O să avem un turneu la Buzău și jocuri de pregătire pe care le vom face pe plan local.